Scene violente petrecute în curtea unui magazin din Dâmbovița. Un tânăr pus pe scandal a intrat într-un magazin și nu s-a lăsat până când nu și-a descărcat nervii pe fostul bărbat al mătușii sale, dar și pe actuala lui soție. Bărbatul spune că femeia este vinovată pentru divorțul mătușii lui. Victima de 45 de ani a ajuns la spital cu ambele mâini rupte. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Episodul sângeros a avut loc în comuna dâmbovițană Pietrari. Andrei, bodyguard de meserie, era extrem de supărat pe actuala soție a unchiului său, pe care o crede vinovată de divorțul bărbatului. Aseară, alături de câțiva prieteni, tânărul a dat buzna în magazinul femeii și cu toții au început să împartă pumni în stânga și în dreapta. A intrat trei indivizi peste noi, o femeie și doi bărbați. Am crezut că sunt clienți. Stăteam cu soțul, cu aia mica de 5 ani și a început. Doamne, când ne-am dat să-mi dea un picior, mi-a dat pe lângă el. M-a lovit puțin în burtă și de cap m-a luat, nu mai țin minte. Și apoi l-a luat pe domnul la omor, l-a trântit cu capul, l-a din bușe, la magazin, l-a trântit cu capul de poartă. Unchiul tânărului s-a ales cu ambele mâini rupte după încăierare și va avea nevoie de multe săptămâni de recuperare. A venit pus pe scandal și s-o vede. Magazinul la soția care locuiesc acum, Scenele s-au petrecut în fața copilului femei, o fetiță de doar 5 ani. Și băi, fraților, ce se întâmplă cu voi? Ce e cu voi aici? Când mă duc la ei, băi, nimeni, ce ai făcut? Ce mi-a român? Nu zic ce-a română, zice, mi-a rupt amândouă. Tu ce mamă dracu ai venit, mă, tu? Ce cauți tu aici în curtea mea? Ce voia? Ce? De ce era spărat? Ce că vă omor și la țai, dracu, vă omor în noaptea asta, vă dau foc. Atât da. Aveți. Cei doi soți se tem acum pentru viața lor, mai ales că, spun aceștia, deși au sunat la 112, niciun polițist nu s-a deplasat la fața locului pentru a vizualiza imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Dacă am avut-o pe o să intre în magazin, mine pe mine ne omoară în casă. Deja ne trimite amenințări că vine noaptea, ne păzește, ne dă foc la cap. Deci de aseară până la ora asta n-a venit nimeni de la poliție. Nu a venit nimeni, domnule. Deci a sunat la 112. A sunat la 112, a venit, ne-a luat, eram în salvare, ne-a luat declarație, ne-a luat datele, a venit și la județean, ne-a luat tot așa, ne-a luat interviu, dar nu a luat nimeni să vină încoace să ia camerele care le avem. Oamenii sunt hotărâți să-și facă dreptate și spun că vor depune plângere la parchet.